Suntem în magazinul de prezentare al fabricii de diamante din Tiberiada. După cum se vede, sunt expuse o foarte largă varietate de pietre montate în aur, în argint, pietre prețioase și semi-prețioase. Se oferă pentru grupurile organizate, așa cum suntem noi, reduceri substanțiale de circa 5% până la 40% pentru anumite exponate și este bine de reținut faptul că pentru cumpărăturile care depășesc 120 de euro se poate recupera TVA-ul la vamă, TVA care este de 16%. Deci aparent și nu numai aparent, pare rentabil. Nu toți cei din grupul nostru au fost interesați să vadă acest lucru, această expoziție. Au preferat să mai stea la hotel și să mai doarmă un pic. Fiecare cum vrea. Ia să vedem noi pe cea mai serioasă cumpărătoare din acest magazin. Din câte știu eu, a pregătit o sacoșă de bani și o două sacoșe în care să pună tot felul de pietre prețioase. Acum numai să vedem cât va cumpăra. Știu. Deci am cerut permisiunea să filmez, dar mi s-a spus foarte, foarte limpede că nu am voie să iau decât cadre generale și să nu cumva să pozez bijuteriile ca atare. Deci am să mă conformez. Uite aici. Și este la pentru septembrie, adică merge. Câteva ceasuri care arată diferitele ore de pe glob. Nu știu exact de ce, dar presupun că sunt câteva din bursele unde se tranzacționează diamantele. Din întreaga producție mondială de diamante, 60% sunt cumpărate de Israel și prelucrate aici, de industria locală de diamante, în care am înțeles că sunt angrenați circa 10.000 de șlefuitori de înaltă calificare. Este cu adevărat interesant. Explicațiile le-am primit de la o doamnă originară din Chișinău, într-o limbă română destul de acceptabilă sau limbă moldovenească, dacă doriți. În orice caz am înțeles despre ce este vorba și acestea fiind zise, închei filmarea aici.